Prăpăd în județul Hunedoara, acolo unde în mai multe localități zeci de gospodării și străzi au fost efectiv inundate de ape. Inundațiile au făcut ravagii în mai multe sate din zona Călanului, dar și a Hațegului. Imaginile de coșmar au fost surprinse și publicate pe Facebook de localnici. Oamenii susțin că au fost nevoiți să își ancoreze mașinile cu sfori pentru a nu fi luate de șuvoaiele de apă de pe străzi. Străzile orașului Călan și mai multe alte sate de pe Valea Streiului au fost inundate în urma precipitațiilor abundente. Oamenii susțin că și-au legat mașinile cu sfori pentru a nu fi luate de apă. Ne ia Dumnezeu cu tot, cu case și cu tot, grădinile sunt terminate, animalele sunt moarte, înnecate, uitați-vă ce este aici. Apa îmi ia mașina de la poartă, e ancorată la poartă cu sfor că mi-o lua de mult. Am sunat la pompier de o oră și ceva, dar nu a venit nimeni, iar apa crește, a susținut o localnică în imaginile publicate pe Facebook. În total, 20 de localități din Hunedoara au fost afectate de inundații în urma ploilor din ultimele zile.